Nu spuneți când putem începe. Putem începe, da. Da. Bună ziua! Deci am venit în fața dumneavoastră împreună cu colega doamna Dascălu, Iulia, pentru a vă aduce la cunoștință despre înregistrarea unui proiect de lege. Deci un proiect de lege cadru privind protecția animalelor. În Republica Moldova, până în prezent, nu a existat o lege cadru, deci, în acest sens, de ce am avut abuzuri din partea și proprietarilor de animale de companie, dar și autorităților publice locale, care nu au întreprins măsuri pentru a preveni aceste abuzuri, dar marea problemă fiind nu doar deci, abuzurile, dar și riscurile care reprezintă faptul că nu se iau atitudine față de rezolvarea problemelor animalelor fără deci, adăpost și le sunt și probleme de gen de sănătate publică, probleme privind securitatea deci, în localitate. Pentru a nu personaliza o anumită deci, localitate în sine sau administrație publică locală, noi vorbim despre deci, faptul că această problemă urmează să fie reglementată de legislație și a fie rezolvată într-un mod civilizat. Astfel, așa cum am menționat la început, noi propunem un nou proiect de lege care prevede legea protecției deci, animalilor. Conceptul acestui proiect de lege vine din societatea civilă, s-a fost consultat cu experți, a fost supus consultărilor publice, a fost creat și un grup de lucru din reprezentanții instituțiilor publice și a organizațiilor științifice educaționale pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, inclusiv și cu participarea Ministerului Mediului, Ministerului de Interne și Agenția Națională de Siguranță Alimentelor. Asta ca noi să înțelegem despre faptul cine au participat la elaborarea acestui proiect de lege, dar și în dezbaterile publice, cine au participat. Și noi trebuie să vorbim despre două lucruri. Proiectul de lege reglementează care sunt obligațiile proprietarilor de animale de companie și noi vorbim despre luarea la evidență deci animalelor, vorbim despre modul cum aceste deci animale trebuie să fie în transportul public, care sunt obligațiile proprietarilor de deci animale atunci când le transportă, luarea la evidență, dar totodată cel mai important este care sunt atribuțiile administrației publice locale în raport cu animalele fără de stăpân. Pentru că abordările, dacă nu există deci, o abordare din partea administrației publică locală în rezolvarea acestor probleme, această problemă poate să evolueze în lucruri mai complicate, așa cum am spus din punct de vedere deci, sanitar. Da, pentru că dacă nu există sterilizarea lor, nu există un azil unde aceste animale stau în carantină și nu există o politică privind adopția deci, acestor deci, animale, deci în sine ele se vor mulți într-un mod necontrolat, iar problema poate să denatureze în lucruri mai complicate. Noi am avut în municipiul Chișinău și cazuri când unele animale de companie deci, au fost din partea administrației publice locale, în anumite localități au fost vânate, deci au fost omorâte, dar am avut și viceversa când unele animale de companie au atacat unii copii. De aceea, problema este una complexă, iar abordările sunt unele la fel de complexe, pentru că atunci când nu se face nimic, deci e clar că și situațiile se complică deci în sine, începând de la rabie, care poate să izbucnească în rândul unor grupuri de animale fără deci adăpost. Politicile care sunt până în prezent, în care, de exemplu, se otrăvesc, se împușcă, sau alte tipuri de acest gen, ele nu poate să mai existe. Trebuie să existe abordări civilizate, începând cu proces de sterilizare, construcția la nivelul administrației publice locale, nivelul 2,
a centrelor sanitare care se ocupă cu acest proces de sterilizare, să nu se întâmple cum a fost câteva cazuri în Chișinău, de exemplu, da? Când animalele au fost sterilizate, a fost pus birca, cum se numește, microciparea lor, chipul, pentru că acest animal a fost sterilizat, iar peste câteva luni de zile ne întâlnim că aceste animale au alți urmași. Da. Sterilizarea a fost făcută într-așa mod încât, în loc să oprească procesul, din contră, a dus urmași. Asta pentru că s-a făcut anumite lucruri doar de mântuială, pentru a prezenta de ochii lumii că se rezolvă această problemă. Dar această problemă, din păcate, nu este rezolvată la nivelul întregii Republicii Moldova și noi ne-am propus ca să avem o lege, cadru, în care toată lumea, acei care au animale, au obligații, trebuie să știi cum, deci propriu-zis, deci se comportă sau un raport cu animalul de companie, cum îl pune la evidență, starea de sănătate și multe alte lucruri, precum și siguranța de asemenea în transportul public sau la plimbare celor din jur, dar totodată și deci obligațiile care sunt administrații publice locale pentru nu admite un comportament necivilizat și crud împotriva animalelor de companie fără deci adăpost. Asta am vrut să spun, o să las colega mea, doamna Dascăr, să menționeze mai mult despre proiectul. Bună ziua, dragi cetățeni, stimată mass media, împreună cu colegii mei deputați am venit cu această inițiativă încă din toamna anului 2022 și vreau să vă zic că, de fapt, cel mai mare strigăt de situația în care o avem noi astăzi cu animalele cu și fără stăpân, au venit din partea societății civile, pentru care le mulțumim foarte mult, pentru că nu sunt indiferenți, s-au implicat în acest proces și au contribuit chiar la crearea draftului acestui proiect de lege. Vreau să vă zic că împreună cu grupul de lucru pe care noi l-am format, împreună cu Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministerul de Interne și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, deci noi am mers, am creat grupul de lucru și timp de 8 luni de zile s-a lucrat la acest proiect de lege. Proiectul privind protecția animalelor va veni acum cu un nou concept în realizarea principiului tratamentului uman, indiferent de forma de proprietate și alte drepturi asupra animalelor. Prin intervenția propusă va fi creat un cadru juridic privind protecția animalelor împotriva tratării cu cruzime, provocării durerii, suferinței, decesului, precum și asigurarea bunăstării și tratamentului uman împotriva animalelor, atât a animalelor cu stăpân, dar îndeosebi asupra animalelor care sunt fără de stăpân. Proiectul prevede de asemenea crearea unui sistem informațional de identificare, de înregistrare a datelor cu privire la animalele de companie și a deținătorilor acestora. Asta vine cumva să pună în ordine, să știm care este numărul exact de animale pe care le dețin proprietarii și totodată să fie înregistrate și animalele fără de stăpân. Venim cu acest proiect de lege pentru a preveni abandonările necontrolate a animalelor, pentru că acest caz la noi, deci cazurile respective sunt foarte frecvente. Venim ca să reducem efectivul animalelor fără de stăpân, să creăm adăposturi de animale fără de stăpân și să organizăm campanii informaționale privind tratarea umană și responsabilă a animalelor și adopția acestora. Vreau să vă mai spun că în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare se propune crearea Serviciului pentru Protecția Animalelor, care va fi responsabil de elaborarea politicilor la nivel național și pentru protecția animalelor în gestionarea efectivului animalelor fără de stăpân. Problema punerii în aplicare a prevederilor se va pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a Secției Teritoriale de Control și Protecție a Animalelor, create și abilitată de către Consiliul Administrației Publice Locale la nivelul 2 pentru efectuarea controlului și protecției animalelor. Acest proiect de lege cu care noi venim acum, vreau să vă zic că el este constituit din 7 capitole și avem 50 de articole și respectiv 3 anexe. Proiectul legii propune spre aprobare
Proiectul deci respectiv a fost, în primul rând vreau să vă zic că a fost consultat, ceea ce a zis și colegul meu, a fost consultat de nenumărate ori și cu societatea civilă și cu administrația publică locală și cu alți factori de decizie pentru a veni cu un proiect bun care cu adevărat să rezolve problema animalelor în Republica Moldova. Și dacă până acum 30 de ani nicio guvernare, nici măcar nu au intenționat să adopte o lege cadru privind protecția animalelor, astăzi guvernarea noastră vrea să o facă acest lucru, să avem și noi un cadru legal și, în sfârșit, să punem capăt acestor probleme legate de animalele cu și fără stăpân. Odată cu inițierea elaborării proiectului, a fost instituit grupul de lucru de care v-am vorbit. Vreau să zic că a fost o muncă enormă, au venit foarte multe opinii și propuneri și din societatea civilă și din alte instituții vizate nemijlocit în acest proiect de lege, la care s-a luat act și, într-un final, sperăm ca până la sfârșitul sesiunii respective să mergem în prima lectură cu acest proiect de lege. Vreau să vă mai informez că odată ce Republica Moldova este țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, este obligată ca să ajusteze legislația și să o alinieze la cea europeană. Și odată cu această aliniere, este necesar să fie asigurată și implementată acest proiect de lege. Vreau să vă spun încă un lucru, că încă în octombrie 2022, eu personal am înaintat un demers către prim-ministrul Republicii Moldova privind semnarea de către Republica Moldova a Convenției Europene privind protecția animalelor de companie, care va contribui la reglementare clară în legislația națională și vor fi stipulate clar condițiile de întreținere a animalelor de companie. Deci, pentru Republica Moldova, acesta va fi un pas foarte mare, sper să ne reușească, sper să avem susținerea tuturor celor implicați în acest proiect și ca până la urmă să aducem o lege cadru bună, care mai apoi, desigur, undeva poate va fi îmbunătățită după o perioadă de timp, dar faptul este că noi totuși venim să reglementăm acest sector și să punem odată capăt acestei probleme naționale. Ca să înțeleagă toți locuitorii orașului Chișinău că noi ne confruntăm cu problema câinilor vagabonzi și tratamentul inuman față de animale nu doar în capitală. Aceasta deja a devenit o problemă națională și undeva alegoric vorbeam eu cu colegii când lucram în grupul de lucru, îmi pare că degrabă câinii o să depășească numărul cetățenilor care trăiesc în Republica Moldova. Și ca să nu se ajungă la așa ceva, este necesar un cadru legal prin care să ajustăm și să aducem în concordanță cu toate directivele europene și în concordanță cu legislația națională. Eu cred că va fi un proiect bun dacă vor fi propuneri din partea societății civile sau din partea altor factori de decizie. Noi cu drag le acceptăm pe toate, le vom supune consultărilor și sperăm să ne reușească. Dacă aveți întrebări? Dacă sunt întrebări, doar putem spune, deci în final, odată cu aprobarea acestui proiect de lege, va trebui modificat și codul contravențional. Exact. Pentru cei care nu vor respecta deci, acele prevederi care sunt în, deci, în proiectul deci, de lege, pentru că orice lege lucrează atunci când există și deci, pedepse pentru cei care nemijlocit încalcă legislația. Și cum am spus, deci, proiectul de lege abordează atât comportamentul stăpânilor care au, da, pentru că sunt stăpâni care abuzează animalele, apoi le aruncă deci, în stradă, cât de colo apar animale fără stăpâni, când stăpânii pur și simplu aruncă aceste animale deci, în stradă. Noi în proiectul de lege prevedem și evidența, cum sunt luate evidența aceste animale, cum poate fi găsit stăpânul, dar și alte prevederi care noi deja în timpul dezbaterilor o să le menționăm deci, propriu-zis și încă o dată în final mulțumim societății civile pentru aportul pe care l-a dus la elaborarea acestui proiect de lege. Mulțumim! Și n-am reușit să comunic acest proiect de lege, dacă va fi votat, după publicarea monitorului oficial, el va intra în vigoare doar după 12 luni, fiindcă toate instituțiile care sunt nemijlocit vizate în acest proiect de lege vor fi obligate să își aducă actele normative în concordanță cu legea cadru. Vă mulțumesc foarte mult și dacă nu sunt întrebări, nu sunt. Vă mulțumesc!